Trezește-te cu Vlad și Luca. Noutățile, dar și muzica. Deșteptarea la Europa FM. Deci, să vorbim un pic despre șofată, șofer și reguli nescrise, care e bine să fie respectate. Ni le-a reamintit recent pilotul de raliu și instructorul de conducere defensivă, Titi Aur. Două. Ne ocupăm de două azi, două importante. Una pentru siguranța proprie, alta pentru fluența traficului. Deci, prima e regula celor două secunde, care presupune că trebuie să fii la o distanță de cel puțin două secunde de mașina din fața ta. Și când zic distanță de două secunde, sigur, toți cei care au fost la ora de fizic o să spună distanță, nu se măsoară în secunde. Da, așa este. Este vorba, practic, de timpul pe care trebuie să-l, care trebuie să treacă între trecerea mașinii din fața ta prin dreptul unui reper pe care îl urmărești și tu. Adică, ești într-o coloană, mergi pe drum și ai o mașină în față, nu? Te uiți când trece prin dreptul unui stâlp și numeri în gând, 1001-1002. Și la 1002 ar trebui să treci și tu prin fața, prin dreptul stâlpului respectiv. Dacă treci mai repede, nu e în regulă, pentru că nu ai timp de reacție în cazul unei frâne bruște a celui din față sau unui accident. Și în modul ăsta simplu treci și călătoria mai ușor, că de câte ori ai o mașină în față, faci 1001-1002, nu îți dă, mai faci o dată, încă o dată, până la urmă ție se îndepărtează ăla, găsești altul și uite așa ajungi la destinație cât ai clipi. Eu am tendința să las mai mult de 2 secunde, cam între 2 și 3. Așa e sentimentul meu de siguranță, este între 2 și 3. Recunosc că modul ăsta de șofat mi-a fost indus și mi s-a schimbat modul anterior de șofat după ce am fost la un curs de conducere defensivă chiar la Titi Aur și am făcut testul frânării în caz de avarie, care nu știu dacă se mai face la fel, asta se întâmpla în urmă cu mulți ani, cred că sunt 10-15 ani de atunci, te urci și te pun într-un scăunaș, apuci de un volan și ai o pedală, ai două pedale acolo, între care una se presupune că e pedala de frână. Și în fața ta undeva este un bec și știi că se va aprinde becul roșu. Deci ești avertizat că la un moment dat se va aprinde un bec în fața ta și că trebuie să frânezi. Și în momentul în care se aprinde becul roșu, pornește automat și un cronometru și îți măsoară timpul de reacție. În cât timp reușești tu să apeși, să pui piciorul pe frână și să apeși până la fund. Și chiar dacă știi că ăsta este testul, știi că urmează să se aprinde becul din fața ta, deci ești pregătit pentru această situație, de obicei trece aproape o secundă până când reușești să apeși și pedala de frână. În condiții reale de șofat, că nu ești chiar atât de puternic concentrat la mașina din fața ta aproape niciodată, de obicei trec cel puțin 2 secunde. Și după aia, dacă adaugi și timpul necesar pentru frânare, distanța pentru frânare, înțelegi foarte bine de ce e bine să lași timpul ăsta să treacă între mașina din fața ta și cea în care ești. Și acum știu că am mai vorbit despre asta și răspunsul a fost da, dar se bagă alții în față. Ok. Și care e problema? Ce pierzi? O secundă? Adică dacă se bagă alții în față, pentru că lași un pic de spațiu față de mașina care e în fața ta, da, o să vină unul din pe partea dreaptă și o să bage în față. Ok, lasă-l mă să se ducă. Ce pierzi? O secundă? Și a doua regulă este regula fermoarului, despre care știm, am vorbit, care este o regulă foarte utilă, care se referă la niște, de fapt, ea este o regulă de prioritate ce se aplică în cazul în care din două benzi drumul se îngustează la o bandă. Și atunci, în astfel de situații, se recomandă ca să fie traficul mai fluid, ca șoferii care merg drept să circule normal și să lase un pic de spațiu suplimentar față de mașina din fața lor, astfel încât cei de pe dreapta se poată și ei încadra pe banda unică. Sau invers, dacă banda ta pe care ești banda a doua dispare, să-ți facă și ție loc să intri, pentru că pierzi mult mai mult timp dacă nu faci lucrul ăsta aici, decât dacă lași pe unul să intre în fața ta. Cu fermoarul la noi apar probleme majore. Oamenii în general nu vor să-l lase pe ăla din șlițul drept să intre pe șlițul lui stâng. Da, toată lumea pierde din motivul ăsta, știi? Adică aici apar enervări, apar situații în trafic. Da, e o prostie. Toată lumea pierde. Bun, trebuie să știi drumul. Că dacă nu știi drumul și nu știi că la un moment dat se îngustează, atunci ai scuza, bă, n-am știut că se întâmplă așa. Păi nu, dar de multe ori știi că sunt scenele alea. Pe banda 1 e o mașină oprită pe avarii. Da. Sau e un șantier. Vizibil de la 50 de metri. Și sunt unii care cu toate astea ies din coloana formată pe un singur fir, se bagă pe acolo prin dreapta,
îi dau talpă până în spatele blocajului și pe urmă dau semnal și au pretenția să revină în fermoare. Aia când te referi la coloană statică. Nu e coloană statică, când e o coloană care avantează pe singură bandă pentru că, repet, e vizibil că prima bandă e blocată. Și unii totuși o țin pe prima bandă în speranța că o să mai câștige câteva zeci de metri. Aici vorbim de șmecherie. Câți bani zici de metri? Adică, de exemplu, e șantierul ăsta la Fântâna Miorița. În București, la ieșirea dinspre Băneasa. Da, e un exemplu bun. Și acolo ăla e trafic constant și lumea trece pe acolo constant. Adică toată lumea știe care este problema cu șantierul ăla. Și banda a treia, cum ar veni, acum este obligatoriu stânga. Toată lumea stă civilizat, sau aproape toată lumea stă civilizat pe banda 1 și 2, sau cât ori fi acolo, 4, nu știu, 1, 2 și 3, habar n-am, ca să evite șantierul. Pe banda stângă, care este obligatoriu stânga, sigur, se mai găsește din când în când câte un șmecher care, bandă liberă, știe clar că este bandă ocupată acolo de șantier și că trebuie să facă stânga, că n-are încotro, nu contează să duce până în capăt. Asta e, dacă crezi tu că așa moștenești tu pământul, că faci chestia asta, ok. N-ai decât, bagă-te!